Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele, căci ele îți vor lungi zilele și anii vieții tale și îți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia, leagă-ți-le la gând, scrie-le pe tăblița inimii tale și astfel vei căpăta tăcere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te bizui pe înțelepciunea ta. Recunoaște-L în toate căile tale și El îți va netezi cărorile. Nu te socoti singur, înțelept. Teme-te de Domnul și abate-te de la rău. Aceasta va duce sănătatea trupului tău și răcorire oaselor tale. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele din tâi roade din tot venitul tău, căci atunci grânele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Fiule, nu disprețui mustrarea Domnului și nu te mâhni de pedepsele Lui, căci Domnul mustră pe cine iubește, ca un părinte pe copilul pe care îl iubește. Ferice de omul care se găsește înțelepciunea și de omul care capătă pricepere, căci câștigul pe care le aduce ea este mai bun decât al argintului și venitul adus de ea este mai de preț decât aurul.